Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Portret ale Succesului. Cu mine astăzi este Tommy Christin, un prieten excepțional, un colaborator minunat și un actor desăvârșit. Vă spun toate aceste lucruri pentru că îl cunosc de foarte, foarte mulți ani și pot spune că de fiecare dată când am lucrat cu el, toate lucrurile au mers ca unse. Bună, Tommy! Bună, mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt în sfârșit aici. Am văzut puțin la televizor din emisiune și mă gândeam dacă voi ajunge vreodată la această frumoasă masă din sticlă, care e mai mare decât se vede la televizor. Și mă bucur că suntem în sfârșit față în față și că putem să vorbim în emisiunea Portrete ale Succesului. Da, eu mi-am dorit mult de tot să fii în această emisiune pentru că ai o carieră impresionantă. În afară de faptul că ești un actor excepțional la Teatrul Național, acum joci în enorm de multe spectacole, aș putea să spun. 8. Da, e un număr destul de mare, ca să zic așa. E, și în funcție de cum se programează, că poți să joci în 8 și să nu se programeze. Da. Ești un profesor extraordinar. Aici recunosc, îmi place să predau și îmi place, adică mă bucur când cineva îmi spune asta, pentru că și eu mă simt așa și de multe ori mă întâlnesc cu studenți care îmi spun asta și am avut o discuție cu fiica mea aseară care m-a întrebat de ce vin studenții, cum se face că vin studenții la tine după ce au terminat facultatea și vor să lucreze în continuare cu tine. Și am spus pentru că sunt genul ăla de profesor cu care vrei să te întâlnești și după ce termini facultatea. Exact. Pe care nu numai că nu vrei să-l uiți, dar îți face plăcere să continui cu el. Exact. Unde ai predat? Am predat inițial la UNATC, am fost asistentul unui mare profesor, actor și regizor de la Teatrul Național, domnul Grigore Gonța, care a montat nenumărate piese și care era un pedagog desăvârșit și sub aripa căruia am crescut și am învățat această meserie. Pentru că eu cred că pedagogia se predă în sensul că un maestru îi predă pedagogia discipolului lui care devine la rândul lui profesor. Apoi am fost un an de zile asistentul domnului Adrian Pintea, care a fost o experiență extraordinară, un om extraordinar, Dumnezeu să-l odihnească. Și apoi o experiență foarte interesantă, am fost asistentul domnului Zanfirescu, foarte puțin timp, dar mi-a făcut plăcere. Florin Zanfirescu e un tip efervescent, extraordinar, lângă care nu te plictisești. Dar tot ceea ce știu ca profesor am învățat de la Grigore Gonță. După ce am lucrat la UNATC, am lucrat, deci cariera mea se întinde pe 24 de ani, acum nu mai predau, am lucrat foarte mult timp la Hyperion, unde l-am întâlnit pe Geo Saizescu. Da, care alt personaj. Un personaj absolut extraordinar, cu care am făcut un tandem extraordinar. Geo Saizescu a crezut în această facultate, s-a dăruit acestei facultăți, și eu alături de el, noi doi am făcut așa un fel de tandem și l-am simțit de multe ori că mă sprijină și că mă susține. A venit de acasă cu mașina la examenele mele, a venit de multe ori, m-a adus în birou și mi-a explicat niște lucruri. Cum să spun, credea foarte mult în mine și eu mă sprijineam foarte mult în această pasiune a lui de a face o facultate de teatru de la zero, din nimic, și care să funcționeze și să însemne ceva în oraș și în țară. Și eu zic că a reușit și faptul că Hyperion încă există se datorează fundației, bazei pe care a pus-o Geo Saizescu. E foarte adevărat, așa este. Cu echipa de atunci, dar el a fost inima acestei facultăți de teatru din București, Hyperion. Nu numai Saizescu te-a apreciat, ci și eu. Te-am invitat în multe spectacole pe care le-am făcut la circ și nu numai la circ. Uite, mi-aduc aminte acum de un spectacol unde cred că ai avut emoții de fiecare dată în Secretele Elfilor, pentru că trebuia să urci, erai undeva la vreo 5-6 metri înălțime și erai dus cu un aparat. De fiecare dată eu aveam emoții pentru că putea să ți se prindă acea mantie și pusesem oameni de jur împrejurul tău să aibă grijă, să nu pățești ceva.
Ce emoție, era să rămân fără mâini. Deci, chiar așa? Da, aparatul era un motostivuitor. Da. Condus de Sebi. Da. Sebi conducea stivuitorul și eu aveam, era înălțat la maxim. Eu eram sus în acelă, îmbrăcat într-o robă care se ducea până jos peste motostivuitor. Da, erai vrăjitorul din Secretele Elfilor, da. Inclusiv peste Sebi, care avea o mică găurică în costum cu plasă, așa, nici el nu vedea prea bine și el conducea aparatul ăsta. Ideea este, eu aveam niște lemne în mâini care reprezentau brațele mele și da, care se întindeau așa și gesticulam în timp ce vorbeam. Și costumul era ținut, eram în acelă și peste în acelă erau două bare de metal sudate care țineau costumul ca eu să scot capul și să gesticulez și să vorbesc. La un moment dat, într-adevăr, s-a prins costumul de roți. Eu mi-am dat seama că ceva mă gâtuie și începe să se ducă în jos și mi-am tras repede brațele și aha, cele două bare au coborât în jos pentru că costumul a forțat barele. Am nu știu înțeles dacă mi-ar fi prins mâinile sau nu, dar eu mi-am scos. Dar oricum ai avut prezență de spirit, adică chiar a fost cel mai bun lucru care puteai să-l faci. Da, atunci am avut. Altă dată nici măcar nu mi-am dat seama ce se întâmplă. La concertul Proconsul, trebuia să cobor de sus din de pe inel da, de pe, nu știu câți metri, 7-8 metri, cam așa, poate mai mult, nu știu. Nu, sunt mult mai mulți metri. Vreo 12, să zicem, da, cam așa. Da. Zicem că sunt 12 metri înălțime, pe frânghie, agățat de frânghie, să aterizeze. Pe tirolian. Pe tirolian. Da, da, da. Și era fum. Se auzea muzica tare, băiatul care ne asigura, alpinistul, mi-a zis aveți grijă și am înțeles că aveți grijă, dați drumul, adică dați drumul și aveți grijă, nu mi-a zis aveți grijă pe aici, ce faceți pe aici. Și mie mi s-a părut că văd frânghia întinsă. Ea era într-adevăr întinsă, o ținea nenea Jimmy, dar nu apucase să o prindă de exact, inelul din perete, să o asigure. Să cableze, de fapt. Să o asigure. Da. Deci frânghia era practic în mâna unui om și eu m-am aruncat. Și atunci i-am smuls mâna din încheietură, nu a dat drumul la frânghie, greutatea mea l-a tras cu totul și s-a lovit de un zid care l-a oprit și atunci aia, mâna i-a smuls-o și mai tare. Ceilalți au venit și au început să tragă de el ca să întindă frânghia și le-a spus, nu de mine, trageți de frânghie. Normal. Și sub mine a venit un alt mașinist care ținea mâinile așa, eu am văzut că mă duc în jos și la un moment m-am oprit, zâh. Și am văzut pe cineva care stă așa și mi s-a părut amuzant, dar eu n-am... Am crezut adică că face o glumă. El de fapt venise să te prindă, da, în cazul în care tu ai fi căzut. Da, dar nu am luat-o ca o chestie. Am crezut că face o glumă sub mine. Adică hai că dacă e caz te prind. Hai că suntem la circ. Da. Și n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. La un moment dat, trăgând înapoi frânghia și asigurându-o, eu m-am ridicat, am coborât, am ajuns în manej. Asta chiar nu știam. Am zis ce aveam de zis, că aveam niște replici și am ieșit prin perdele în forang. Și în spate era o regizoare, o doamnă regizoare tehnică, nu mai știu cum o cheamă, mai în vârstă, care a fost Lila. Așa, Lila, doamna Lila. Și care, atunci când am trecut prin dreptul ei, mi-a zis așa peste umăr, că eram îmbrăcat în îngeraș. Eram în alb și cu niște aripioare așa. Da. Și mi-a zis, îngeraș, era să ajungi îngeraș. Și n-am înțeles nici gluma asta. Și mă gândeam, toată lumea face glume și eu nu prind. Și a doua zi l-am văzut pe nenea Jimmy cu mâna bandajată, toată. Da. Și zic, vai să de știi că Jimmy atunci chiar ți-a salvat viața, e foarte adevărat. Da. Mi-a salvat viața. Da. Da. Dar eu n-am știut pentru că nu mi-a spus nimic. Și a doua zi când l-am văzut cu mâna bandajată, l-am întrebat, dar ce ați pățit? Și mi-a zis, aia, m-am lovit. Dar nu mi-a zis, băi, mâna asta din ți-a salvat ta, ție, că... da, ție da, da, viața. Da, da. Da, e un om deosebit. Și așa, și el fiind șeful mașinist acolo, dădea tonul. Cum se spune, echipa era într-un fel dedicată spectacolului. Era trup și suflet, așa este. Și oamenii se luau după el. Dacă el stătea și făcea și alerga și punea, ridica și punea decorul și așa mai departe, toți ceilalți se luau după el ca într-un firesc. Da, așa este. Și exista o comuniune între artiști și tehnic, care e, cum să spun, artiști, tehnicul face parte din viața noastră, artiștilor, chiar dacă ei nu se văd. Noi nu putem fără ei și ei știu asta și noi știm asta și între noi și ei există o relație specială. Noi, cum să spun, e obligatoriu să fie pentru că altfel lucrurile n-ar funcționa. Nu, nu funcționează. Da. Dacă tehnicul nu e alături de noi, așa cum a fost nenea Jimmy alături de mine atunci,
care eram un invitat, nici măcar nu eram artist de circ, eram un om din afară. Dacă ei nu sunt alături de noi 100%, noi nu ne iese. Noi nu putem funcționa în plin. Spectacolul nu poate să, publicul nu poate vedea ce putem noi să le arătăm dacă tehnicul nu ne susține. Este. Mai am două întrebări până când revenim în zilele noastre de la circ. Da. Știu că te-ai întâlnit la un moment dat, ai avut o întâlnire altfel cu un urs. Povestea aceasta chiar o știu, dar aș vrea să le povestești telespectatorilor. Da, în primul rând, telespectatorii trebuie să știe că... Dau un exemplu de animal. Acest urs, Mura, era o ursoaică, era un animal fericit, să ne înțelegem. Acest urs, când intra în arenă, era mai fericit în arenă decât în manej. Așa este. Era mai fericit când el știa când face bine, mergea pe bicicletă, să vedeți, pe trotinetă. Trotinetă, pe bicicletă, făcea tot felul de jumbo și lucruri, mergea pe un balon mare în echilibru, pe o minge rotundă, interpreta, dar ea avea o bucurie de a juca, pe care puțini artiști o au. Da, e adevărat. Și transmitea această bucurie în sală, era reală, nu era un animal chinuit, să ne înțelegem, că asta vreau să spun. Domnul Ionel, care o dresa, el diviniza pe ea ca un câine. Deci era unde era, dacă domnul Ionel era vesel, era veselă și ursoaica. Dacă era mai întristat, încerca să-l facă să râdă. Deci era un animal de companie, un partener. Era un partener. Și într-o zi mi-am pierdut pălăria. Eu eram prinț, soția mea era prințesă. Țin să zic asta pentru că îmi place foarte așa mult. Este. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut costumele. Ama Butuescu a făcut costumele la spectacol, la spectacolul despre care vorbesc. Și eram așa de frumoși cu nevastă mea prințesă. Cum se intitula spectacolul? Am impresia că erau niște gale ale circului. Nu. În orice caz, eu știu că eram prinț și ea era prințesă. Magda, cred că era vrăjitoare, nu știu dacă nu cumva era. Atunci vrăjitorii arenei magice. Exact. Da, ok. Așa. Magda Catone, da. Și aveam o pălărie mare cu pene și tot era imensă și mă încurca și o puneam pe băncile din forang unde se strâng artiștii. Un forang, să înțeleagă, vorbim despre culisele unde circului. Se strâng artiștii de circ. Înainte de a intra în arenă, în spatele perdelei pe care o văd spectatorii, este un loc mai mare unde și animalele și artiștii se aliniază în funcție de ordinea intrării în scenă și își așteaptă rândul să intre în manej. Și aveam și eu de intrat pe acolo și trebuia pălăria. Și mi-am căutat-o, era multă lume, erau mulți acrobați, artiști, toată lumea vorbea, că se vorbește acolo, nu se aude, că e muzică, nu deranjă spectacolul. Și m-am dus la o bancă, nu era pălăria acolo, m-am uitat printre oameni și știam că mai e o bancă în partea cealaltă lângă perete. Și m-am dus direct spre bancă și pe măsură ce mă apropiam de bancă, toată rumoarea care era în spate, în forang, a început să scadă. Până când nu s-a mai auzit nimeni vorbind. S-a făcut liniște totală și am auzit ultima propoziție pe care am auzit-o, că mă apropia să mă uit dacă e pălăria acolo, uită-l pe ăsta. S-a auzit, uită-l pe ăsta. Mă gândeam, oare eu? Sau care ar fi putea să fie? M-am uitat, nu era pălăria, dar lângă bancă am văzut niște blană. Așa, niște blană așa lungă și mi-am ridicat privirea în sus și era Mura care stătea în picioare lângă mine, dar stătea așa, la o distanță așa, apropiată de mine. Dar se uita la Ionel. Ionel stătea cu lesa, avea o lesă, le-a legată de gât. Și era lesa, calm, bănuiesc, lesa nu? Avea, făcea așa o curbă. Da, până la gâtul ei, deci eram... Și, dar Mura nu se uita la mine, se uita la Ionel. Și Ionel se uita la Mura. Nu i-a zis nimic, nu i-a zis, vezi că e un om aici, sau stai liniștită, sau... Nu, nu i-a zis nimic. Și dintr-o dată Mura, cum stătea așa spre Ionel, s-a întors așa spre mine. Adică ce faci? Da, băi frate, nu vezi că nimeni nu se apropie? Ce te-a apucat? Nu vezi că sunt urs? Da. Sunt un urs, totuși. Și eu m-am uitat la ea și de acolo am sărit o distanță așa de câțiva metri. Unii zic că e vreo 5 metri, am sărit probabil. Așa. Unii zic că am țipat. Eu nu mi-aduc aminte să fi țipat. Dar am sărit, pentru că o distanță mare, pentru că a doua zi dimineața când m-am ridicat din pat am căzut din cauza febrei musculare de la săritura respectivă. Îți dai seama ce efort ai depus? Da. Dar Mura nu a avut nicio reacție. Deci ne-am întors. Când s-a întors eram nas în nas. Eram față în față cu un urs. Înseamnă că te-a plăcut. Înseamnă că era relaxată. Inclusiv. Ea avea spectacol, era cu altă treabă acolo. Da. Și era o colegă la care
de care s-a apropiat un coleg, puțin cam mult, da. Dar totuși un coleg, nu un dușman, nu, da, da. Nu era un pericol, nu eram agresiv, îmi căutam și eu pălăria, s-a uitat la mine, cum se uitau și ceilalți, că șeta, uite, ți-ai pus bă pălăria, dacă n-ai grijă de pălărie. Cam așa s-a uitat și Mura. Da, da, da. Păi bine, băi, frate, vezi că dacă nu-ți pierzi pălăria, dai peste urși, peste tigri, stai la circ, ai grijă de recuzită. Da. Trebuie să luăm prima rubrică și mai departe mai discutăm. Rubrică. Hello! Și mă bucur să ne revedem din nou. Astăzi vom sta de vorbă cu o doamnă care are o voce de aur. Dumnezeu a binecuvântat-o cu această voce, iar ea, prin profesia pe care o are, îl slăvește pe Dumnezeu prin cântec și muzică. Vă prezint pe Luiza Spiridon. Bine ai venit la noi! Mulțumesc, bine te-am găsit! Deci, noi ne-am cunoscut la biserică și de fiecare dată când vedeam că urcă sus pe avon și cântă, deci inima mea bătea atât de tare, îmi creia foarte multe emoții. Vreau să ne spui cum ai aflat tu, cum ai început cariera asta, aceasta? Pot să continui, că și inima mea bătea la fel când trebuia să cânt. Aha. Bine, doar că acum am mai multe emoții decât atunci, nu știu de ce. Am emoții când stau în fața ta, când stau în fața camerelor, nu știu. Cum am aflat? Tatăl meu a aflat pentru mine, cred, sau părinții, familia. Tatăl meu a fost cântăreț de muzică populară la Doina Gorjului, a fost solist. Felicitări. Și mulțumesc! Și el ne-a îndrumat și pe mine și pe fratele meu să mergem, să ne îndreptăm către muzică. Și am început, am făcut vioară din clasa 1-a și fratele meu, apoi cumva cântam și eu, când jucam coarda, știi că avea două capete coarda aceea de sărit, și tot cântam. Eu cântam la coardă, fratele meu bătea în oalele. Nu, el lua toate oalele bunicilor și bătea și sărea tot smalțul, că înainte cum erau oalele, nu erau ca acum. Și băteam toatele, ne noroceam toate oalele. Și cam de acolo și-a dat seama tatăl meu, uite, fata mea are voce, merge pe pașii mei cumva. Și apoi am început să, el a început să frecventeze biserica adventistă. Și am auzit corul care cânta atât de frumos. Erau, cred că, 40 de persoane în acel cor. Și țelul meu era, voiam să cânt și eu în acel cor. Și apoi a urmat clasa a 8, în sfârșitul clasei a 8, și a trebuit să mă hotărăsc ce fac acum, încotro mă îndrept. Și am zis, măi, ce ar merge să fac? Îmi place cum cântă corul, așa că mă voi îndrepta spre muzică clasică, pentru că ei cântau mai mult muzică clasică. Mozart, Beethoven, Bach, toate cele. Și așa că am mers pe canto clasic. Și ai absolvit și? Și am absolvit și liceul și conservatorul. Și acum mă bucur de o viață liniștită, alături de familia mea, alături de copilașul meu. Mergem peste tot pe unde sunt invitată, chiar vorbeam cu soțul meu că am avut tot anul doar două weekenduri libere. Și unde pleci în lume? De la America? De câte ori ai fost anul ăsta în America? De trei ori. De trei ori. De o dată în Atlanta, de două ori în California. Nu mai știu, unde am mai fost? În mai multe țări am fost, peste tot pe unde sunt invitată. Poți și nouă să ne cânți ceva? Uite, dacă tot am fost în America, să vă cânt ceva în engleză. Ok. O piesă care mi-e place foarte mult și e foarte cunoscută este Amazing Grace. Sună așa. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found, was blind, but now I see. Amin! Mai ce emoție am aici la voi! Așa merge vocea! Foarte frumos! Dar faptul că tu ai o voce atât de frumoasă, sunt convinsă că ai avut ocazii când oamenii te-au invitat și pe alte scene, nu decât pe cele din biserică. De ce nu ai mers mai departe? Mi s-a oferit, după ce am terminat facultatea,
Era o plăcere a mea, tot timpul jucam rolul Suzanei din Nunta lui Figaro. Și de fiecare dată când termina, când era cineva în an terminal, aveam nevoie tot timpul de Suzana. Tot timpul, nu știu de ce se făcea această operă. Și timp de 2 sau 3 ani de fiecare dată am jucat în acest rol. La final, la fel, rolul meu deja știam pe de rost. Și m-a văzut cineva de acolo și mi-a spus: noi vrea să te angajezi la noi, era la Teatru Liric. Și am spus: cu mult drag aș veni, doar că pentru că eu, credința mea... din motive religioase, pentru că eu țineam sabatul, adică de vineri seara de până sâmbătă seara, da, așa este la noi. Nu pot. Doar că mi-a venit să râd când mi-a spus, spune: dar nu e nicio problemă, că e și tu cumva pe o hârtie să scrie preotul acolo, să te lase să participi. Spus, dar nu merge asta așa. E pe propria mea conștiință, da, că adică nu vreau să încalc. Conștiința mea spune, este bine ca acela să fie sabatul, să fie o zi de bucurie pe care să-l petrec alături de familie. Și de Dumnezeu. Și de Dumnezeu. Și am ales să am o viață liniștită, o viață împăcată cu mine și o viață împăcată cu Dumnezeu. Ne mai cânti ceva, te rog. Mai este o piesă care mie îmi place foarte mult, este O Priceasnă. Versurile sunt scrise de Traian Dors și muzica este din folclor, se numește Blândul Păstor. Și sună așa. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu dânsa la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Cât de frumos! Îmi place atât de mult această piesă. Foarte frumos. Și din câte știu, tu faci și clipuri care sunt pe YouTube și toate sunt religioase și am auzit atât de multe și atât de frumoase. Da, chiar avem foarte multe. De fiecare dată când mergem într-un loc, nu știu dacă a fost un moment în care să nu filmăm ceva. Tot găseam ceva frumos. Și mi-amintesc că soțul meu îmi spunea de fiecare dată: ia și tu la tine o roche, ceva, niște sandale, ceva, că poate și găsim un loc frumos și filmăm. Frumos. Din câte știu, tu la biserică acum a ajuns copiii de acolo și, adică, să cânte canto, noi așa te implici în proiectele bisericii, cu multe alte activități, dar ai și un soț care are un foarte bun serviciu, da, manager. Ca să mă susțină și pe mine. Așa, pentru că ai vrut să-ți păstrezi această pasiune prin vocea pe care o ai. Da, el a fost cel care m-a îndrumat și mi-a spus: tu urmează-ți visul, nu vreau să fiu o femeie care să fie frustrată toată viața ei, vreau să fii împlinită cu muzica. Și să fii fericită. Și chiar... Happy wife, happy life. A făcut deosebită plăcere să te avem la noi în studio. Sper ca cu această voce să încânți mai departe publicul telespectator în toate bisericile, cât și pe YouTube. Așa să fie. Și să ne revedem din nou cu drag. Mulțumesc. Și pentru cei care ne ascultă, dacă vor să, nu știu, într-o zi se simt așa plin agitați, plin de oboseală și nervozitate, pot intra pe Luiza Spiridon, canalul pe YouTube, și pot asculta. Am foarte multă muzică de relaxare, de... Așa că nu uitați, când doriți să vă relaxați, intrați pe YouTube și o vedeți pe Luiza Spiridon. Vă doresc mai departe o zi frumoasă. La revedere! Am revenit în emisiune și aș vrea să spun eu două vorbe despre Mura. Știți de ce era Mura atât de fericită când mergea pe bicicletă și pe trotinetă? Eu cunoști povestea? Cred că, nu știu povestea, dar între motive cred că e dresorul, domnul Ionel. Da, dar Mura a fost adusă la 3 sau 4 luni în circ, avea pareză pe partea dreaptă, fusese bătută de unii și Neionel a luat-o ușor-ușor, am blânzit-o pentru că nu mai vroia să mai vadă oameni și în momentul în care i-a venit ideea salvatoare, a pus-o pe picioare, adică a învățat-o să meargă pe bicicletă și pe trotinetă, ceea ce a însemnat pentru ea de fapt gimnastică, da, fizioterapie, cum se spune acum. Și atunci era
făcea parte din ea cum ar veni. Și-a dat seama că mersul pe bicicletă și pe trotinetă, de fapt, i-au redat puterile, viața. Și atunci chiar se vedea bucurie în ochii ei, cu adevărat. Când se urca pe bicicletă și începea să facă ture, publicul era în extaz. Și când era stat la plină de copii, copiii pur și simplu urlau. Și ea mergea pe bicicletă. Nu e o performanță să vezi un urs mergând pe bicicletă, dar atitudinea cu care mergea pe bicicletă și faptul că ea părea că înțelege, pentru că copiii se însuflețeau deodată, începeau să strige și să mergea aplaude, mai repede. Și ea începea să parcă reacționa la... Deci avea un fel de comunicare cu sala, cum au artiștii. Așa e. Da, într-adevăr, eu întotdeauna am spus că animalele din circ nu sunt animale, ci sunt animale artiști. Pentru că aveau o comunicare cu publicul, își dădeau seama când publicul îi place și le plăceau aplauzele. De fapt, aplauzele reprezintă vibrația oamenilor că le place. Și cred că animalele simt mai mult decât noi acest lucru. Cred că se încărcau cu bucuria celor din sală. Plus recompensele care veneau odată cu aplauzele inclusiv de la dresor. Adică există și o chestie condiționată. Odată ce apar aplauzele și satisfacția asta, care e reală, o energie pozitivă din sală, vine și o bucățică de mâncare sau de zahăr sau de morcov sau ce îi dă dresorul, dar în acel moment, pentru ca animalul să reproducă acele, să-i placă și lui și să-i placă și așa gustativ și să reproducă momentul de câte ori poate, cât mai des. Da, așa e. Da. Peste o lună, două, trei, când vrei tu și Alina, soția ta, vă aștept în emisiune să mai povestim de diverse spectacole, pentru că bănuiesc că și ea are tot felul de întâmplări. Noi lucrăm acum împreună la un text pe care îl scriu eu, pentru că parcurg acum cel de-al doilea an dintr-un proces de a învăța să scriu dramaturgie. Adică ai devenit, aș putea spune, scenarist, pentru că deja ai pus în scenă la Teatrul Național un prim spectacol al tău pe care l-ai scris. Da, este vorba despre, n-am cum să-l arăt, dar îl arăt așa în mare, la cameră. Este vorba despre spectacolul E vina ta. În imagine este colegul meu Silviu Mircescu, care joacă rolul principal. Din distribuție mai fac parte Monica Davidescu, Andrei Duban, Marcelo Cobzariu, Eduard Adam, Teodora Calagiu, Cristiana Ioniță și eu. Se cântă? Se cântă mult. Da? Se cântă hip-hop în general. Așa. Acțiunea se petrece la un concert de hip-hop. În scenă se văd cântecele, în culise se văd discuțiile dintre artiști, dintre cântăreți. E o mică dramă, se întâmplă un accident, cineva plătește mult, scump, acel accident și intrăm în biografia acestui personaj pe care vi-l arăt aici în imagine, personajul principal, Dinu, care are o mamă celebră cântăreață, care participă și ea în concert, interpretată de Monica Davidescu, dar care nu cântă hip-hop, ci normal, un fel de pop, country, mai potolit așa. Un moment foarte emoționant al Monicăi Davidescu, pentru că e un cântec despre fiul ei, care apare în concert ca și cântăreț de hip-hop și ca nume. Deci ceilalți sunt invitați, el este numele, el este cel care ține concertul, ca să zic așa. E un spectacol nou. Acest text, E vina ta, a apărut în urma unui curs de un an de zile pe care la Teatrul Național l-a ținut actorul, regizorul și scenaristul Mimi Brănescu, cu un grup de actori în general care doresc să scrie teatru, care doresc să devină dramaturgi. Pe mine m-a întrebat ce caut, eu am spus că doresc să devin Sergiu Nicolescu, să scriu, să regizez și să și joc. Sunt și de acord. Am reușit, pentru că aici semnez și regia spectacolului și textul și mi-am dat și mie un rol, spre uluirea colegilor mei că am atat tupeu. Dar până la urmă, faptul că cel mai mult e mirat pe unii că joc. Dar e singura calitate pentru care am diplomă. Pentru celelalte nu.
Da, pentru că, în general, când montezi un spectacol sau la un film, e un pic mai simplu, pentru că montezi filmul mai târziu. Dar tu când montezi spectacolul, ești acolo, în scenă și trebuie să fii și în scenă, trebuie să fii și în afara scenei. Și atunci e dificil. Adică, cum te-ai simțit? Cum ți s-a părut? Ca Sergiu Nicolaescu, m-am simțit ca Sergiu Nicolaescu. Dacă el a putut, Dumnezeu să-l odinească, atunci cred că mai sunt și alții care vor putea să facă asta și eu am exemple în Teatrul Național, chiar e vorba despre doamna Rodica Popescu-Bitănescu. Da, e adevărat. Care a scris, a regizat și a jucat în piesele mele împreună cu mine. Am avut această onoare și plăcere și încântare să fiu alături de dânsa în spectacole scrise și regizate de noi. A fost o plăcere să jucăm împreună. Olga Delia Matescu, o altă scriitoare, o altă mare actriță a Teatrului Național, la piesa căreia mi-am cunoscut nevasta. Eu așa mi-am cunoscut nevasta, într-o piesă, jucând într-o piesă scrisă de o actriță de la Teatrul Național, în Teatrul Național. Da, Alina era în figurație, eu eram profesor și doamna Olga era și dânsa profesoară și era nevoie de un cor de studenți și doamna Olga mi-a zis, adu-i și tu pe ai tăi, i-aduc și eu pe ai mei și facem corul. Și eu i-am adus pe ai mei de la Hiperion, cred că eram atunci. Dânsa a venit de la UNATC cu studenții și printre studenții dânsei era Alina. Era Alina. Și după, la două luni de la premieră, ne-am căsătorit. Deci am cunoscut-o... Așa repede? Da, da. Adică ai știut exact ce vrei. Da, da, da. Câți copii aveți? Trei copii. Ana Maria e cea mai mare, 21 de ani, studentă la jurnalism. Mijlociul este Andrei, este clasa 7-a și cea mai mică este Anastasia, care este clasa 5-a. Minunat! Da. Și care au venit la premieră aseară, erau extraordinar de emoționați. Cred. Și pe parcursul întregii zile s-au purtat cu mine ca cu un ou. Eu mi-am dat seama că ei nu vreau să facă gălăgie prin casă, nu vreau să mă deranjeze, că știu că seara am spectacol. Și seara au venit, eu când am văzut-o pe Anastasia, a venit la mine și mi-a dat flori. Și când am văzut-o, am vrut să o iau să plecăm acasă, că eram obosit și încărcat și nu știu ce. Și la un moment dat am întors și l-am văzut pe Andrei că dă flori lui Monica Davidescu și mi-a dat seama că ei doi au împărțit flori, Anastasia... Întregii distribuții, nu? Da, doamnelor și Andrei... invers, Anastasia băieților și Andrei fetelor. Da. Îmi face plăcere că joc cu două dintre fostele mele studente în acest spectacol. E vorba de Monica Davidescu, care mi-a fost studentă. Eu am fost asistent, n-am fost profesor, dar ca asistent lucrez destul de mult cu studenții. Și Teodora Calagiu, care este proaspăt angajată în Teatrul Național, care mi-a fost studentă la Hiperion. Și am avut, cum să spun, un sprijin real în aceste două doamne, care m-au susținut pe parcursul acestui proces al pregătirii piesei, pentru că noi mai parcurseserăm acest drum în facultate. E normal ca ceilalți colegi actori să fie un pic reticenți cu mine în calitate de regizor, pentru că au jucat că o viață întreagă cu mine ca actor și era prima oară și m-am scăpat. Și piesa e scrisă de mine. Dar până la urmă eu zic că am scos-o la capăt și eu personal sunt mulțumit, sunt bucuros că am făcut-o și mă bucur că mi-au acordat acest cec în alb, această încredere. Pentru că piesa asta a fost făcută într-un program inventat de Ion Caramitru la, cred eu așa știu, la Teatrul Național, care se cheamă Uși Deschise. Da, da, este ideea lui. A fost ideea lui, ideea lui. Da, și a implementat-o în proiectul managerial. Exact, exact. Ea este un program foarte clar, care are niște pași foarte clari. Orice actor poate să facă o propunere de spectacol pe care o ridică în picioare ca pe o piesă și apoi vine o comisie formată din Consiliul Artistic, directorii teatrului și așa mai departe, care o validează sau nu. Da, adică e normal, dacă e bună, merge mai departe, dacă nu, vă mai pregătiți sau mai schimbați ceva. Da, și se poate reveni, adică și mie mi-au fost făcute niște recomandări. În comisie a fost domnul Gelu Colceac, domnul Victor Frunză, domnul Claudiu Goga, care au stat de vorbă cu mine după și... două ore
a durat discuția și am ținut cont de toate recomandările, deci practic aici și aici este... De fapt e ca o școală. Exact, e un proces, suntem într-un proces și cred că un teatru e mare lucru, ideea asta a lui Ion Caravitru. Aș putea să spun că este ceva mai bine decât dacă ești student, da. Pentru că ai cadrul ideal, da. Ai actori ideali. Deja consacrați. Fără... Doar și poate. Și atunci lucrurile merg mult mai facil. Da, și tu poți trece într-o chestie extrem de serioasă, care înseamnă producția unui spectacol cu niște oameni foarte serioși. Vorbesc de partea tehnică, unde e șeful de producție, atelierele și așa mai departe. Acolo sunt niște oameni care când taie o bucată de lemn, o taie, nu mai poți să zici stai puțin că... Da. Sau dacă se cumpără 50 de dulapuri, atunci alea sunt, faci, fă cu ele. Exact. Pentru cele exact. Cerut. Da. Nu mai merge ca la școală. Ca la școală, aici ziceam că e și ne ziceam că aici și ne facem că în ocean nu ne mai facem, chiar da, e. Da. Și procesul ăsta și implicarea unor nume atât de grele. Dar știi că din acest... Adică gândindu-mă acum este... Poate ar trebui să se întâmple același lucru și cu cei care termină cu adevărat regia. Să fie implicați în instituții de cultură în același fel, măcar la debut fiecare să aibă un spectacol, să demonstreze ce poate, pentru că tinerilor le este foarte dificil să pășească în lumea reală a spectacolului din studenție. Aici sunt două lucruri. Unu este școala, un ATC-ul, care ar trebui să desfășoare un program prin care directorii să fie real interesați exact. În producțiile școlii și să găsească, Liviu Lucaci, o modalitate prin care acești directori să fie aduși grămadă la producțiile școlii, cumva, nu știu, un cocktail sau ceva, trebuie să găsească o idee prin care să se pună față în față tinerii creatori cu directorii de teatre. Pentru că e un zid. Și a doua chestie este programul 9G, care e tot al lui Caramitru, care e la Teatrul Național și care se oprește la 35 de ani. Eu tocmai am avut o discuție cu Cristiana Gavrila, care e șefa acestui program și eu acum m-a luat valul și am întrebat-o, dar nu aș putea să mai vin și eu cu ceva aici și mi-a spus, din păcate, este o limită de vârstă, 35 de ani și foarte bine că este această limită de vârstă. Cei de vârsta mea care doresc să colaboreze cu tinerii să găsească alte modalități. Aici trebuie lăsat locul liber pentru cei până în 35 de ani, nu trebuie să ne băgăm și e foarte bine gândit programul că e așa. E foarte bine că sunt lăsați copiii să se joace în curtea școlii, care e curtea noastră, dar nu este curtea școlii, exact. E curtea Teatrului Național. Da. Dar ar trebui ca Teatrul Național, și Teatrul Național face asta, la nivel managerial, George Călin și Marius Bodochi și Mircea Rusu știu ce se întâmplă la 9G și fac parte din proiectul ăla. Ce cred eu că ar putea fi în plus, ar fi ca actorii Teatrului Național să fie cumva aduși, cooptați. Nu să joace. Nu să joace. Ba și să joace, nu, de păi ce nu? Păi tocmai asta ziceam, că se oprește la... Pentru că noi nu mai avem 35 de ani. Păi da, numai că aici părerea mea este că tinerii să învețe cu adevărat, pot să învețe în această conexiune cu cei care au cu adevărat experiență. Și nu spun să fie toți actorii care sunt consacrați, dar măcar unul în spectacolul respectiv, pentru că ceilalți se mulează, sunt trași de actorul care are experiență, care simte cu adevărat scena. Eu cred că dacă Teatrul Național ar plăti o masă la restaurantul de jos, unui tânăr care să aleagă... N-are cum. De să găsești. Unui tânăr care să-și aleagă el o persoană de în vârstă din Teatrul Național pe care să o invită la masă, ar fi un în această întâlnire, repet, plătită, subvenționată pe motiv cultural către teatru, în care tânărul îl invită pe unul dintre actorii pe care îl consideră semnificativ pentru el, și cu care are o discuție de o oră, eu cred că ăsta ar fi un program extraordinar de apropiere între noi, actorii, pentru că directorii, repet, știu ce se întâmplă acolo. Tinerii simt că directorii Teatrului Național îi privesc
Și de multe ori cineva de acolo apare în distribuția noastră. Deci lucrurile funcționează perfect. Doar că noi avem o mică frustrare, prima că nu jucăm cu ei, așa. Dar aia m-a explicat-o Cristiana și sunt perfect de acord cu asta. Dar totuși, eu cred că aceste întâlniri informale, așa, mai ales că jos e restaurantul, lângă ambele sedii ale celor două entități, 9G și TNB, ar putea să fie un teren comun în care să discutăm, bem o cafea, mâncăm ceva și... Până se rezolvă acest lucru, mai luăm o rubrică. Bună seara și bine v-am regăsit la Picanterii! Invitata mea de astăzi este... Rosina? Vinova! Rosina? Vinova! Cățelușa mea, da! Frosina! Nu, glumesc, dar chiar o să vă vorbesc despre o Frosina. Frosina din spectacolul Femeia te ridică, femeia te coboară. Un spectacol inedit în care teatrul se împine cu dansul, cu muzica și cu acrobația. Acest spectacol este regizat și creat de Brândușa Novac. Acum vor urma câteva imagini din acest spectacol care a avut avanpremiera acum câteva zile în urmă la Palatul Național al Copiilor și care va fi jucat în curând prin toată România și din nou la Palatul Copiilor pe 18 aprilie. Nu înțeleg ce fel de spital e ăsta. Ăia cântă, ăla dansează, pe sus, pe jos, ăla bea un timp cu serviciului. Cine ești, te rog, spune! Știți, la noi în spital, toată lumea râde, cântă și dansează. And still there never seems to be a single penny left for me. That's you. Eu sunt de la SRL. In my dreams, I have a plan. Dorele, mă cam plictisești cu banii. Iubire, când ți-am dat banii ca să faci școala, nu te mai plictiseam. Minte, trei cuvinte! Dorel iese președinte! Pardon! Dorel iese primar! Tu și ce trăiești? Din amintiri, din speranțe și din împrumut! Este un spectacol recomandat persoanelor peste 15 ani. Situațiile comice create de Brândușa Novac. Brândușa Novac, moderatoarea emisiunii noastre Portrete ale succesului, în caz de nu v-ați prins, conturează personajele noastre. Frosina, de care v-am spus la început, rolul Manuelei Hărăbor. Prefectul Cristian Șofron. Dorel Naia Alexandru. Dar, fiind un spectacol scris de Brânușa, nu putea lipsi muzica, unde avem doctorii noștri cântăreți, Raluca Guzlicov și Cristian Simion, și nu putea lipsi acrobațiile, unde avem cuplul câștigător al Clovnului de Aur de la Monte Carlo, premiul considerat un Oscar în această arta circului, Evelin și Cristian Marinov,
iar eu, Rebecca Marinov, gazda dumneavoastră, și Dumitru Roșca, campion mondial la Polen Aerial Sports, un nou sport artistic pe care îl puteți vedea într-o manieră diferită în acest spectacol inedit, un spectacol de comedie muzicală acrobatică, anume Femeia te ridică, femeia te coboară. Atât am avut de spus săptămâna aceasta la Picantering și ne vedem data viitoare! Am revenit în emisiune, mai avem doar câteva minute, îți spun pe repede înainte că, apropo de această discuție și de ceea ce simți tu că un actor, un cântăreț, un artist care are experiență este extraordinar de bine să spună, să vorbească și să joace lângă tineri, este nu numai extraordinară, dar noi aici, în puțin timp, vom avea o nouă emisiune intitulată Noi te facem vedetă, în care această interacțiune între cei care nu sunt cunoscuți, dar care sunt foarte talentați, să fie făcută împreună cu mentorilor, cu idolilor, astfel încât apariția pe scenă și la televiziune, pentru că va fi pe scenă, să fie de neuitat, indiferent dacă vor păși în lumea artistică sau nu. Cred că e foarte important ca cei care într-adevăr sunt încărcați de toate în lumea noastră să spună, să spună prin ce au trecut și să-i ajute. Deci înțeleg că vine cineva care are un fel de antrenor, care îl pregătește pentru ceva sau cum? Eu îmi doresc să fie mai mulți antrenori și să-i învățăm în cadrul emisiunii cum să joace, cum să filmeze și în momentele lor să vină împreună cu profesorilor, cu vedetele pe care ei le iubesc. Interesant. Interesant. Așa că te invităm și pe tine. Nu știu de unde ar putea porni invitația, adică și elevul, parte și din elevul își invită profesorul sau profesorul vine cu elevul sau cum? Și, dar inclusiv din partea mea să te invit să învățăm pe cei care vin la spectacolul concurs. Înțeleg. De-abia aștept. Sunt curios. M-ați făcut curios. Cred. Spune-ne că nu mai avem decât un minut sau două. Ce-ți dorești pentru acest an? Ce crezi că ai vrea să ți se întâmple? Din punct de vedere profesional, încerc să duc la capăt acest proiect în care voi fi cu soția mea. E prima dată când jucăm împreună o chestie dificilă, extrem de grea. Din punct de vedere personal, îmi doresc să fim sănătoși cu toții și să petrecem cât mai mult timp împreună. Pentru că eu cred că aceste lucruri, profesia și viața particulară, trebuiesc așezate în echilibru. Așa este. Nu cred în concentrarea asupra profesiei și asupra succesului și nu cred că este succes strict profesional sau strict personal. Cred că undeva lucrurile trebuiesc echilibrate. Da, e o combinație, într-adevăr. Așa este. Da. Mă bucur că ai venit, te mai aștept neapărat, vin o data viitoare și cu Alina. Da. Și toate visele pe care ni le dorim să ni se împlinească. Doamne ajută! Mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și să fiți iubiți! La revedere!